Pericat a apărut din dorința mea de a continua studiile la nivelul de doctorat și acum 5 ani de zile, când am început drumul acesta, am avut o ședință cu domnul profesor coordonator și am analizat domeniul lui de specialitate, vibrațiile, și domeniul meu, mecatronica. Am încercat să le combinăm cu ceva practic și a ieșit Steadicat. Laser Valley Innovation Bootcamp a contribuit în special prin faptul că am intrat în contact cu zona de business, cu oameni din zona de business, cu oameni din zona de antreprenoriat. Am înțeles ce înseamnă un plan de business, mi-a oferit oportunitatea unor contacte care să mă ajute, nu știu, pe proprietate intelectuală, pe zona de finanțări. Și prin faptul că am reușit să strâng lângă mine 4 oameni care mă vor ajuta pe viitor. Elementul inovator al dispozitivului Steadicat este amortizarea tremurului mâinii în operațiile chirurgicale laser, oferind o precizie sporită medicului chirurg, o încredere sporită în cadrul operațiilor și un cost redus în comparație cu dispozitivele actuale din piață, dispozitivele robotice, care pot ajunge la nivelul milioanelor de euro. Steadicat se află în stadiul de testare și în speranța că testul de ieri pornit de 9 ore s-a finalizat cu succes. Vom dezvolta ultima fază, respectiv algoritmul de amortizare a tremurului mâinii pentru prototipul la scară macro și după vom trece către prototipul numărul 2 la scară micro, importând toată tehnologia și toate informațiile acumulate de pe prototipul inițial. Echipa după un bootcamp, colegii mei de la facultate au venit cu câteva soluții și cu câțiva furnizori în zona de echipamente, iar colegii din partea de antreprenoriat, din partea de business, au venit cu câteva soluții de finanțare și cu câteva propuneri de ce am putea face să obținem finanțări, cu ce persoane am putea vorbi și cu câteva contacte din zona medicală, pentru că unul dintre ei activează în zona medicală. Cred că momentul în care am realizat că businessul sau că tehnologia are loc în business și că businessul are loc în tehnologie a fost cel mai șocant pentru mine și faptul că am văzut concret cum zona de tehnologie poate să prindă tracțiune cu ajutorul finanțărilor pe zona deep tech. În primul rând le-aș transmite curaj. Eu am venit vineri, când a început MSP, nu cu gândul de a mă înscrie, ci cu gândul de a participa într-o echipă, să vin cu expertiza mea pe zona tehnică, dar am fost impulsionat de oamenii din jurul meu și cred că e cel mai important să aibă încredere în ideea lor și să meargă mai departe cu ea, să nu renunțe niciodată.